pentru că eu la numărul ăsta mă sună permanent. Eu nu răspund la numele care nu știu că țin sincer. Dar eu ce aici pot să vă spun într-o rubrică, o să vă dau numerele astea și persoanele responsabile din Orfiei, din SGR, o să vă sună. Și o să-i spune mie, din, da, evident. Asta am ascultat așa. Dar ce să așteptăm, stați? Toți nu promit. Și Litvinenko nu promit și nu a dat răspuns efectivii. Și la Parlament am fost nimeni. Eu acum merg și le pun în proces. Deci eu nu pot să mă promit, e ca asta o să rezolvi prima. Nu ne vorbim cu vorbi goale, domnul. O să fie un om care o să vadă problema, pentru că ce să rezolvi. O să spună tot efort. Și omul ăla, eu personal, am să-i rog ca să fac treabă. Nu cât timp ne dați. Noi ne-am săturat. Eu știu. Problema noastră e una. Corect. La doamna e alta și corect. Cât mai repede să rezolvi problemele, lumea o să ducă la lucru. Domnul ăla, stați-mi voi, mă scuzați, stați-mi vreo voi. Oamenii nu vor să îmble prin instanțele astea. Să rezolve probleme, omul să ducă să-și facă de lucru și să plătească impozite la stat. Exact. Statul să aibă venit. Nouă nu ne-i plăcut. Eu un an îmi pe drumuri, în loc să mă duc să-mi fac un ban. Eu pot unși. Eu trebuie să îmi prin instanță dintr-un dosar 15 dosare. Nu pentru asta... Înțelegi? Și am luptat să fie oameni buni la putere, vremuri buni. Da, de lucru este mult. Am dat să lucrăm, nu s-au pus în fotolii neamuri, cu mătri, surori, verișoare, înțelegem? Ce e ce e? O să întâlnesc. Spune-mi adevărul pe nume. Adică chiar acum, eu o să rog câțiva oameni responsabili ca să... Noi așteptăm, pentru că noi să grămădim și mai mulți oameni. Da. Să vă contacteze și să vadă care e, și ce se poate de făcut. Cu asta cu microfinanțare, eu v-am zis. Eu nu am microfinanțare, eu am executorul, executarea mea. Da. Vă zic, el e la pachet. Nu am împrumutat de la nimeni bani. Eu am executarea cu divorțul cu soțul. Soțul a plătit bani buni, a plătit judecătorul, a plătit executorul și ne-au luat tot, absolut. Comisia de etică și disciplină nu lucrează, am depus o grămăzâne la Comisia de disciplină, mi s-a spus că trebuie să schimbi comisia. Comisia s-a apucat de lucru, nu știu, este comisie nouă, iar nu se face nimic. La avocatorul tot așa, comisia de etică și disciplină la avocat. Fix așa ești poveste, mită s-o luat 30.000, 40.000 la avocat. Băi, oameni buni, unii ne dușim. Am luptat pentru vremuri, dați să scoatem poporul. Când spus, e psân? Eu v-am spus ce pentru că lumea, fac eu. Lumea și diaspora s-a descurajat de pas. Și pentru că dacă nu s-a să... Asta e... Core... No, eu sunt aici ca să... No. Nu ca să avem discuții politice. Dar eu sunt aici am ca văzut, să ascult problema da, eu înțeleg. Dar lumea s-a descurajat că toți nu mă vorbesc, nimic nu fac. S-a șezat bine în fotolii și nu ne aud și nu ne văd. Nu știu eu. Și nu și mulți colegi de mei care... Dar v-a sunat doamna Marie, v-a întâlnit cu croitor Victoria și nici n-ați vrut stați să vorbiți. Când? Unde? La pizzerie. Unde? Nici nu eu. Unde? Eu n-am zis cine e doamna Maria și... Ei, dar mă, nu, hai, nu mai facem... Nu, uitați. Doamna Maria Olaj. Bine, eu am înțeles. Rezolvam problema. Eu am înțeles. Domnul Laiba, așteptăm rezultate. Dar nu mult, pentru că nu sunteți aici ca să stați un an, doi, trei. Nu, cu an, doi, noi o lună așteptăm. Mai mult de o lună noi ne așteptăm. Bine, vă găsim. A să vedem și a să dieie. Ia că o dat Dumnezeu și domnul Laiba o stat de vorbă cu protestatare. A să vedem ce să rezolve. A să vedem ce să rezolve, că noi nu o să ne lăsăm, a să luptăm. Pentru dreptate, pentru toți hoții ăștia care ne-au fabricat de 10 de ani ne-au fabricat, 10 ani am un dosar, dintr-un dosar am făcut 15 dosare, 15 avocați de stat lucrează. Pentru că eu să mă duc să-i fac un ban și stărâși încă și statul să lucrez pentru mine. Nu m-aș duce să-i fac un ban și să lucrez, eu încă pot lucra, nu mă pot duși, pentru că eu trebuie să-i rezolv problemele, trebuie să-i rezolv dosarele. Eu n-am avut tangență până acum, până a divorța, n-am avut tangență nici cu poliția, nici cu judecătoria, nici cu nimic. I-am lucrat, om cinstit, am făcut investiții, am plătit impozite la stat, am crescut copii, ne-am făcut de treabă. Am fost nevoită. Rezolvați-ne problemele și noi ne ducem. Ne ducem să facem bani, să investim, să plătim impozite la stat. Să nu venim mai stăm, șuierăm. Nu ni tare plăcut să protestăm. Să plătim impozite la stat și ei oșine și oricuta, cura. Corect, da, cum? Legea a votat-o cu numai de iarnă să dea afară, dar dacă treci iarna, unde omul îți ducă? În stradă? Unde îți ducă omul? Omul nu are unde să duci. Dar și poate să facă parlamentul dacă l-am atat decizie de a-i de executorii. Nu, no, corect. N-ai zis că au venit executorii? Și dacă au venit executorul, dar executorul... Păi decizia e luată, gata, e ca lege, și pentru deputați, și pentru miniștri, și pentru oricine.
Oi, domnul Breda. Oleg Breda, da. Oi, bravo că fac cunoștință. Și folos, executorul vine, face executarea silită. Pentru că are hotărâre de judecată și titlul executor. Da, dar cum poți și îmi faci executarea silită, dar eu în cadastru îs proprietar la clădirea dată. Cum poți și două legi, una contra altuia? Mă înțelegeți? Eu nu știu cazul, nu cunosc despre ce e vorba, dar... Faci executarea silită, tot din ce vrei, să oprești executarea? Poți să dai în judecată executarea. Și dacă dau, eu am făcut sechestru fără ca să fie o acasă, eu am făcut evaluarea, eu am făcut, violare domiciliu, mi s-a iscălit în locul meu. Mi-au luat datele din buletin, eu eram peste hotare. Astea sunt fapte penale, le-ai denunțat la procuratură. Violare de domiciliu și actele false. Le-am adus, dar cum? Da? Și-i scris, eu am făcut evaluare, că-i scris că au făcut evaluarea. În prezența mea, eu mă aflam peste hotare. Oho. Sunt datele mele din buletin. Bun, și se ocupă procuratura de dosarul ăsta, de plângerea asta penală? Nu se ocupă procuratura, spune că da, dacă ai să dai cerere la revizuire, noi putem să deschidem dosar penal. Dar cum, băi, oameni buni, eu am adus toate actele pe masă. Comisia de etică nu poate să apuce, pentru că executorul judecătoresc de la Timurieni. De etică a cui? A cui comisie de etică? Comisia de etică, disciplina a executorilor. A Uniunii executorilor, da. El nu vede nimic, pentru că executorul judecătoresc de la Criuleni, Novikov Dumitru, soția lui, în comisia asta. Am înțeles. Și ei sunt protejați unul de altul. Am înțeles, da, e corupție. Da, sunt protejați. Eu plătesc titlurile executorii, le plătesc. Pentru executare. Pentru executare. Uh-huh. Și am de plătit 5.400, plătesc 7.000. 7.000 plătesc și plec peste hotare. Vin peste un an, el iarăși mă impune să plătesc acestea titlurile executorii. Dar ce n-ai obținut document că ai plătit de la bancă? Am document de la dânsul. Unii ele au încetat, încetarea executării. Achitarea. Dar și incompetent sau e rău intenționat sau și cu executorul acela? Nu, el este plătit bine, el stă bine. Și dar de ce te hărțuiești așa și să iei bani în plus? Să mă iei din jumătatea mea, duc să-și iei soțul cu amanta toată, casa. Am casa să împărțit în două și el jumătatea mea care ne aparține, să ne iei să mă dea afară cu copiii, îndeopște că nu am nimic, înțeles cum? Am înțeles. Acum eu scriu la Ministerul Justiției, la Procuratură, pe statocul, scriu că am achitat, am documentul, s-a iscălit executorul, că am achitat. De peste tăt ne dă răspuns că eu trebuie să achit. Eu trebuie să achit. Eu mă duc la un executorul. Prezint actele, unii el s-au iscălit, unii am document, încetarea executării pentru achitare. După multiplele răspunsuri, executorul îmi dă că da, mă, ele s-au dus în arhiv. Înțelegeți? Da, dar cum? Nu se pedepsește? Un an de zile să stie pe masă de executare documentele care un an în urmă au fost executate și achitate. Înțeles. Asta trebuie să fie disciplinar și trebuie și dosar penal. Pentru că el nu a făcut executare silită și nu a luat tot imobilul în sumă de 100 și ceva de mii, eu nu eram acasă, a fost cu fostul soț, s-a iscălit cu fost și le trebuie să fie în clădirea și așa nu s-a iscălit băietul. O scris că băietul s-a iscălit, băietul era... cum crezi că poate să intervină prin Parlamentul? Deputații fac legi, numai atât. Dar pe câte o lege au depus-o Maia Sandu, legea, că să nu-i dea afară pe timp de iarnă. Dar mai departe ce să facă? Dar executările și încă este legea... Primăvara să-i dea afară. Da, în primul dacă e hotărâre de judecată, trebuie dat afară. Poate e ocupat abuziv, sunt cazuri peste cazuri. Nu, da. Dar în cazul dat, socoate el ne-a luat imobilul de 100 și ceva de mii, cu toate că ne-a pus cam datorii de 40 de mii, ne-a luat imobilul, în afară de asta ne-a făcut sechestru pe toată jumătatea mea de casă, ne-a scos la acțion, ne-a vândut-o cu 100 de mii de lei. Și restul ți-o dat matare? Nu, restul le-a pus amanta lui soț, le-a pus la executor în depozit, 50 de mii. Și îți revin matal, trebuie să duci să iei, să revendici, da, nu? Diferența. Nu, acum între 40 și 100 de mii e diferența. Da, cum? Eu tot aș cumpăra casă cu 100 de mii de lei. Și o casă, o jumătate de casă la țară, mare, construită, tot făcut, eu tot nu aș duci cu 100 de mii de lei, 5 mii de euro. Duc și o cumpăr și trăiesc toate condițiile. 10 ani am investit. Eu nu știu cu ce poate să intervine Parlamentul. Nu, deloc. Iau toate pârghiile. Oricum, dacă fac o lege, acum nu poate să intervine în urmă, în hotărârile matale de judecată, în titluri executorii, nu poate să schimbi faptele din urmă, nu? Dar judecătorii ta văd toate greșelile astea care le-au făcut. Le văd și ei... Judecătorii sau deputații? Judecătorii.
judecători, dar ei sunt toți legați unul cu altul. Așa merge, merge țăpoșca tot unul după altul. Dar la ce, domnul, te-ai plâns pentru decizii pe care le consideri ilegale? Acum trebuie să dau Ministerul Justiției judecată. Pentru tergiversare sau pentru ce? Pentru neexecutarea titlului executoriu a jumătatea mele de mașină. Am înțeles. În baza legii 87. În baza legii 87. Acum gătesc dosarul ăsta să dau Ministerul Justiției și să vedem ce să aprobe justiția, pentru că eu cer despăgubiri în sumă de 200.000 de lei. Dacă poți să ceri și milioane, ei poate să-ți dea. Apoi, și normal, dar poate să vedem. Și după asta trebuie să plec la CEDO. Nu pot să sar peste instanța asta și să plec la CEDO. Și să vedem la CEDO, pentru că toată justiția, tot e la pământ. Nu avem speranță. Am ales vremuri buni, nu e nimic bun. Ne spune Litvinencu, executivul cu legislativul nu are nimic cu comun. Așa, nu știu scat, unde scat treptate. Și am luptat și ce am ales? Dar el a renunțat la mandatul de deputat sau încă e și ministru și deputat? Nu știi. Nu știi. Nu suntem la curent, nu suntem iar așa. Dar doamna Cucoș, mă, tu ai zis că vii cu furca și ai văzut paie pe aici de adunat sau fân? Da. Vrei să aduni fân și paie cu furca, da? Furca, puteți brazii ăștia de trei de oameni. Dar pe asta e terorism, e cremă, da? Ce vrei, mă, ta să faci. Păi să iei un dosar penal, ai să iei un dosar penal și ai stai la pușcărie. În primăria Chișinău eu am dat cerere să-mi dea în scris. Am cerut legitimația după mama, că e deportată și după ea. Dar de ce la Chișinău, dacă sunteți din Sângerei? La Chișinău scoate, da. Am înțeles. La Telenești scoate din Sângerei, dar ei au fost deportați din Telenești. Am înțeles. În Telenești acolo nu mă primesc documentele, asta e altă problemă. Dar legitimația, toate lesnirile care eu pot să le primesc și din Chișinău. Și e pe numele lui Ciobanu Ion, dar este una care e responsabilă pe deportați și e, m-a sunat o săptămână întreagă, că e vrea din tăi să vorbească cu mine. Dar eu i-am spus că eu n-am și grăie cu hoță și cu paraziță și cu idiotă. Dar de ce crezi că vrea să vorbească? Nu poate să ceară niște bani, ceva? Eu i-am dat în scris, eu Dani în scris. Uh-huh. Și e conform legii despre petiționare sau despre acces la informații? Sunt două legi. Da, dar de nescris, eu doar ți-am dat cerere, dar ai răspuns la cerere. Eu până în ziua de azi, eu nu văd. Dar cât o trecut? Ia că de-am eu lună. A, păi cam într-o lună s-a obligat să răspundă. Păi el nu vrea să-mi dea cerere, eu spus că eu nu dau răspuns, că eu trebuie greșit. Dar n-ai și greșit. Dar pot da în judecată, contencios administrativ. Păi, dar cum o dau în judecată, dacă el nu mi-a dat răspuns? Exact, dacă nu răspuns, contencios administrativ. Iată cine-i primărie, dar ce funcție are ei? Șef la petiții el sau ce? El de deportați acolo. Am înțeles, este așa funcție. Adel acolo și el, da. Nu știu. Nu, departament, n-ai pas să iei. Am înțeles. În primărie, Chișinău. Închipuieți, eu ajuns la șef, el trebuie să grăiască cu mine. Dacă eu ți-am dat cerere, tu nici îmi dai în scris răspuns. Și gata. Și eu n-am terminat. Și acum ai venit cu tătă zestre aici? Da, ia ca să dorm aici la parlament. Dar și n-ai casă? Da, unde sau ai? Sau protest? Nu știți eu să ai fost, ai terminat. Nu, dar poate chirie, chestii, nu? Că nu tăți sau, nu sunt proprietari și eu nu sunt proprietar, dar e că am unde trăi. Nu, eu nu sunt din drum, eu am casă părintească. Uh-huh. Eu acolo trebuie să stau. Ah. Eu luat-o, ia că stau la dânjă în parlament. Am înțeles. Și mă ta? Și vii să vii și din sutăt. Mă ta și Jele. Eu am la satul Buic, comună Buiechi, prin casă cu două etaje. Uh-huh. Am făcut numai un etaj. Am hotărât să o schimb pe comnată. Ori să o vând, să-mi cumpăr suburbie, oraș cu locuință. Dar și Bâcul nu-i suburbie? Poftim? Bâcul nu-i suburbie? Ai vrut încă mai aproape? Nu mai. Acolo, da. Nu avem ce construi mai departe. Am înțeles. Am găsit un cumpărător care a fost... M-am dus la poligon. Am dat în macler, la dăiuile mine aia, la dăiuile cu roșurile. El l-am găsit, al care cu vecinul, vecinul decizat, l-a fost folosit, s-a consultat, mă timp că eu ne-am de lui, nu pot să fac. Și l-a învățat cum să mă fac fără casă. Oho! Da. Și hai să facem documente, că eu îți dau comnetul, aici care m-am mai educat. Și ne-am dus, am văzut contă. Vrei să dau contă, vrei să dau bani, 10.000 de euro. Aha. Acolo 800.000 de euro, toată loc, totul, casa, până în jumătate cu vecinul care a murit. Și cum s-a întâmplat? Ai făcut act de donare sau ce ai făcut? Am făcut documentele că
de vânzare cumpărare. Așa. Mi-am dus la notar, eu o chemam la Marie Cipătar, el spune, nu acolo lângă, de lângă ce. Unii magazinul găinuri. Nu contează, și? Mi-am dus la notar, și-a făcut documente și-am dus nu mai răm bani. El a spus. Când a făcut documente, șez afară, nu intra cu mătai pirigat, de bieție. Când te faci așa, ia, o șustă jumătate de zi, notarul îl da afară, nu. O făcut, o grăit, o grăit, prânci când și eu suntem afară cu mama. Suntem afară cu mama și am așteptat și eu, ce-a făcut, o cumpărat notarul acela și eu m-a zis, vin, vin și te iscăli, știți să ne iscăli, că ca stare. Și eu grăit, cum să înțeles, ce în grafie la tine, nu poți ști. Și ai semnat, dar nu știi ce ai semnat. Și acolo ce era? Acolo am semnat că am făcut... Că ai donat casa lui? Sau cum? Că îi vând casa. Eu vând. Și bani ți-o dat? Nu ne-o dat. El o zândus la mine. Și când a fost asta? În 2013. Nu-i mult, sunt 8 ani de atunci. Dacă și ai scris plângeri la poliție, la procuratură? La procuratură nu scris. Da, la poliție? Am dat la poliție și el a cumpărat poliția, poliția stângace. Și-a făcut dosar penal? A făcut dosar penal, cu urmă tot el s-a dus, după și m-a dus la poligon la lucru, s-a dus din dosar penal, a făcut dosar civil. Așa. Căroțul l-a uns, l-a plătit, ce-a făcut, că negara ăsta, Victor, o cheamă, care m-a mergit. Aha. Mie e lui Ana, negara. S-a lichit polițistul acela și cu advocatul lui. Dar el și pretinde că ți-a dat bani. El spune că mi-a dat bani și mă s-a băut. Eu dacă atâta bani eram mort, azi nu eram fost. Uh-huh, uh-huh. Și cât? 70.000 de lei trebuia să-ți dea, da? Da, nu, acela costă 80.000 de euro. Ei, nu contează, cât scrie în contract? 10. Și ți-a dat așa 10? Nu a dat nimic, nu a dat capit. Dar el spune că ți-am dat, mă s-a cheltuit, e băut, e... Am de atunci mănânc bătaie prin oraș. De la cine? El pune la cane. Am înțeles. Dar unde? Trăiești în stradă sau unde? Eu? Da. Am într-o cabină la tractor. Am înțeles. Bază, și el trăiește acolo în casa mea tale de la Bâc. El l-a pus a doi reetași că știi că eu n-am bani. I-a spus, Victor, nu te-a păcat, casa nu e ta. Tu bani nu mi-ai dat. Aha. Și m-am bătut. Da, e avocat de stat, te apără cineva? 4 avocați trebuie să mi-au cumpărat, aia că mă iau ultimul, care m-a sfătuit, faci-mă așa, din magazinul Soyuz. Dar cum îl cheamă? Lasă magazinul Soyuz. Cum îl cheamă pe avocat? Pe și 4 care te-au apărat până amă? Doamna Diana, Dulgheru. Dulgheru. Gata, ai cumpărat și așa. Dar în ce instanță ai ajuns? Judicat încă nu a fost niciodată. Încă e la poliție, încă e la procuratură dosarul, da? Dosarul e dat în judicată, dar nu-i scris, e scris greșit, dar m-a scris lotul, dar nu-a scris pilot pe casă, al apără pe ăla. Am înțeles. Advocatul meu al apără pe ăla. Înseamnă că e ceva să o uns acolo, să o înțeles. Nu, eu, cum te numești? Să mă uit pe internet, să văd dosarul, poate vin la judecată, cum te numești? Caraman Ion. Ion Caraman. Și el a zis că îl cheamă, că te judeci cu el, probabil e dosar civil sau cum. Victor Negar, o să caut eu. Bine, mulțumesc foarte mult pentru încredere, pentru mărturie. Ținem legătura.